Zelenski spune că nu mai vrea să insiste pentru aderarea Ucrainei la NATO. Acesta a mai declarat că a cerut încă o dată președintelui rus, Vladimir Putin, să accepte un dialog, subliniind faptul că Ucraina este pregătită să vorbească și să caute compromisuri, dar nu este pregătită să capituleze. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a afirmat că nu mai vrea să insiste pentru obținerea aderării Ucrainei la NATO, una dintre problemele care au motivat oficial invazia rusă în țara sa. Într-un interviu difuzat pe postul american ABC. Păi nu o să mai vrea NATO pentru că nu vă rușii să aibă NATO. Și nu, cred că nici Uniunea Europeană vrea, sau americani în general, sau ăștia toți care sunt papa din NATO să-i cupleze pe ăștia pe Ucraina. Că s-ar pune rău cu Putin. Și el are și arma nucleară, deci există riscuri majore. Zelenski a adăugat că nu vrea să fie președintele unei țări care imploră în genunchi pentru o astfel de aderare. În ceea ce privește NATO, mi-am pierdut interesul pentru această problemă după ce ne-am dat seama că NATO nu este pregătită să accepte Ucraina. Alianței îi este frică de o confruntare cu Federația Rusă. Nu este vorba despre mine, ci despre oamenii care m-au ales, a adăugat el. Cred că e cea mai bună alegere, că altfel s-ar vărsa mult sânge. Foarte mult. Și păcat că poporul român, nu știu dacă am fi fost noi invers, dacă eram primiți de alte țări, cum i-am primit noi cu căldură. Și cinste României. Moscova afirmă că vrea garanții că Ucraina nu va adera niciodată la NATO. Alianța transatlantică, ce a fost creată pentru a apăra Europa în fața amenințării URSS la începutul războiului rece și care s-a extins apoi progresiv până aproape de Rusia. Kremlinul consideră amenințătoare aceste extinderi și pozițiile militare ale alianților occidentali lângă frontierele ruse.